Csakszorom Militamina, Tasmai Sigurve Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitamina Bhutale Svarupa Kadamaham Dadati Svapadantikam. Gurve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Hari Om Tat Sat. Așa, deci, astăzi începem o temă nouă pe care o să o discutăm mai multe duminici la rând. Tema se numește Codul Moral și Etic, temelia evoluției spirituale. Și o să încep cu un citat dintr-o lecție de-a lui Shiva Ramaswamy, maestrul meu spiritual, care a făcut o afirmație foarte interesantă. El zice: ființele umane nu sunt definite prin anatomie. Ființele umane sunt definite prin conștiință. Iar nivelul conștiinței este cunoscut prin conduita corectă a unei persoane. Conduita corectă a unei persoane în tradiția yoga, sau să spunem mai bine, deci, da, în tradiția yoga, în yoga clasică, ea este descrisă în termenii de yama și niyama, care reprezintă temelia căii de yoga. Și aici avem o poză în care sunt descrise aceste 8 trepte din Ashtanga Yoga. Și noi putem să vedem că aceste posturi de yoga asana, ele sunt doar la exterior. Deci noi putem să vedem, ele sunt doar vârful acestui iceberg. Pe când restul aspectelor, ele se află în interior. Ele au rolul unei temelii pentru practica yoga. Și noi o să vorbim în continuare, n-o să discutăm astăzi n-o să intrăm în subiectul despre yama și niyama, o să vorbim data viitoare. Dar yama sunt cele 5 abțineri care include în sine ahimsa, non-violența, satya, ceea ce înseamnă sinceritatea, după aia a nu fura, castitatea, detașare de posesiuni și niyama. Cele 5 respectări, care sunt shauce, ceea ce înseamnă puritatea minții, puritatea corpului, santosha, mulțumirea, după aia tapas, asceza, cunoașterea de sine și în final noi avem Ishvara Pranidhana, Samadhi Siddhi, Ishvara Pranidhana, ceea ce înseamnă devoțiunea față de persoana supremă, care este deja, Patanjali Muni face un indiciu foarte interesant, scriptura sa, el face un indiciu, face o referință spre Bhakti, pentru că acolo unde se termină Yoga Sutra, acolo începe Bhagavad Gita. Da? Deci trebuie să înțelegem această relație dintre aceste două scripturi. Deci în acest sens, posturile de yoga, deci, reprezintă doar o mică parte a acestui proces. Și aș vrea să menționez un lucru foarte important, că fără yama și niyama, există foarte mulți instructori de yoga care nu urmează principiile de yama și niyama, considerându-le că sunt cumva arhaice sau sunt înapoiate sau sunt deja depășite de timp. Dar maestrii spirituali autentici care vorbesc despre procesul de yoga autentic, inclusiv despre Ashtanga Yoga, ei vorbesc că deseori oamenii care practică, încearcă să practică Ashtanga Yoga fără a urma principiile sau conduita spirituală care sunt reduse la yama și niyama. Ei practică posturile sale doar la nivel de ego, da? Doar la nivel superficial. Și în acest mod noi vedem că yoga se transformă într-o yoga sportivă sau se transformă într-o industrie comercială care este numită yoga. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți pentru, dacă vrem să urmăm o cale, trebuie să urmăm de la început până la sfârșit, să urmăm așa cum este descrisă ea de maestri spirituali. Și tot mai am niște citate de la Shiva Ramaswamy care spune: yoga nu este ceea ce faci, yoga este ceea ce trăiești. Deci în acest sens, yoga este un stil holistic de viață. Deci nu sunt doar posturile, nu sunt doar dieta. Yoga este o anumită atitudine față de viață, o anumită atitudine față de corp, o anumită atitudine față de minte, o anumită atitudine față de persoana divină.
Și tot el spune, unii percep Bhakti Yoga ca pe o practică, alții ca pe un proces, unii ca pe o clasă, adică ai venit odată, te-ai bucurat de ceea ce ai auzit acolo și după aia ai plecat. Deci a fost doar o lecție, o prelegere pe care ai ascultat-o. Alții acceptă Bhakti ca pe un angajament, unii ca pe o distracție. Deci avem oameni care au această atitudine față de Kirtan în special. Deci Kirtan este o modalitate să mă distrez sau yoga de asemenea este, sau satsanga de asemenea poate să fie o modalitate de a mă distra. Și foarte rar oameni care acceptă calea de Bhakti ca o conduită transformatoare de-a lungul vieții. Deci este un stil de viață pe care eu îl accept, pe care o să-l urmez până la sfârșitul vieții mele, de aici înainte. Da? Și în tradiția de Bhakti, în tradiția Bhakti Yoga, deci noi avem Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga și Bhakti Yoga, în tradiția Bhakti, comportamentul sau conduita spirituală, ea se numește Sadachara. Deci este chiar, există o știință, o artă, arta conduitei se numește. Deci arta conduitei spirituale. Arta relațiilor cu alți sadaka, cu alți practicanți spirituali, care se numește Sadachara. Și aici avem terminul. Deci Sadachara în sanscrită. Sadachara provine din două cuvinte. Avem cuvântul sad, care înseamnă etern. Da? Sad de asemenea înseamnă adevăr, sad înseamnă realitate. Și aceara înseamnă conduită. Aceara de asemenea înseamnă stil de viață. Și în Bhagavad Gita noi avem faimosul verset 3.21 în care Krishna spune Yadyada charachishrashta tata devata rojana sayat pramanam kurute lokasta danuvartate. El zice, orice îndeplinește un mare om este urmat și de oameni obișnuiți și oricare ar fi normele pe care el le stabilește prin activitățile sale exemplare, întreaga lume îi se conformează. Deci un lucru foarte interesant, că aceara sau prin conduita sa, liderii setează un anumit standard de viață sau anumite standarde care sunt urmate de oamenii obișnuiți. Și în acest sens noi putem să înțelegem că orice ar face un lider, oamenii îl urmează și orice nu ar face un lider, de asemenea, oamenii îl urmează. Orice ar face un instructor de yoga, studenții lui îl urmează și orice nu ar face un instructor de yoga, studenții lui îl urmează. Orice ar face un maestru spiritual, discipolul îi urmează. Orice nu ar face maestru spiritual, discipolul îi urmează. Nu mai țin minte cine erau, cred că la romani era, în filozofie antică romană, deci era o descriere despre ethos, nu, despre pathos, logos și ethos. Da. Pathos, deci aveam primul era pathos, eu să-l descriu oricum în termenii mei, deci cum am înțeles eu sau cum înțeleg eu. Pathos înseamnă într-un sens o presiune. Deci poți să-l convingi pe o persoană cu o anumită presiune. Deci, de exemplu, cineva nu vrea să facă ceva și atunci tu vii, tu ai o anumită carismă, ai o anumită putere, ai o anumită mindset foarte puternic, ești o persoană din asta alfa mascul care poți să vii peste om, îl bagi într-un colț acolo și îi spui niște cuvinte mai dure și omul atunci de frică urmează instrucțiunea respectivă, dar urmează nu pentru că te respectă, dar urmează pentru că lui este frică. Și de obicei acest pathos nu durează foarte mult. Deci omul chiar dacă urmează o anumită prescripție, urmează pentru un timp foarte, foarte scurt. Păi avem logos. Da? Logos înseamnă încercarea de a explica omului din punct de vedere logic. De exemplu, de ce e bine să fii vegetarian? Deci logic, pentru că o să obții reacții karmice pentru uciderea animalelor, este distrus mediul înconjurător din cauza uciderii animalelor, nu este bine pentru sănătate, nu este bine din punct de vedere subtil, pentru că carnea contaminează mintea și fără o minte stabilă și controlată n-ai cum să faci meditația. Și așa mai departe. Deci din punct de vedere logic explici omului. Dar, iarăși,
oamenii au tendința împotriva logicii după o perioadă, pentru că simțurile sunt foarte puternice, ei au tendința să ignore chiar și argumentele logice și le abandonează, le lasă la o parte. Și aveam al treilea element care se numește ethos. Și ethos înseamnă exemplu. Ethos înseamnă arăta un exemplu. Deci și aici este exact ideea care o spune Krishna în acest verset. Yadyad achara tishishta. Tu arăți un exemplu. Achara. Achara înseamnă exemplu. Și datorită exemplului tău, sau de exemplu copiii, niciodată nu-i ascultă pe părinții, ei se uită ce fac părinții. Da? Deci dacă părintele ține o țigară în mână și îi spune copilului său nu fuma, come on, doesn't work, deci nu funcționează. Da? Copilul nu se uită, niciodată nu ascultă ce spun părinții, ei se uită ce fac părinții. Și atunci, în acest sens, maestrul spiritual explică că acest ethos în long term perspective, cum se spune, într-o perspectivă lungă, da? Într-o perspectivă lungă funcționează mult mai bine decât logos și chiar decât pathos. Deci ethos funcționează mult mai bine. Și de aceea în scripturile vedice noi avem un concept, noi avem două cuvinte, un cuvânt este guru, care este foarte cunoscut, și al doilea cuvânt este cuvântul acharya, care înseamnă același lucru, dar are puțin o altă noțiune. Deci noi avem cuvântul acharya, care provine de la achar. Și achar înseamnă exemplu. Deci achar înseamnă propriul exemplu. Și acharya este un maestru care învață prin propriul exemplu. Cum se spune, dacă vrei să-l înveți pe cineva, primul trebuie să faci trei lucruri. Primul lucru, trebuie să-i arăți un exemplu. Lucrurile care trebuie să fie făcute, care nu trebuie să fie făcute. Al doilea lucru, trebuie să ai grijă de persoana respectivă și doar la sfârșit poți să-i dai instrucțiuni. Noi, de obicei, avem tendința să facem invers. Noi am aflat puțină cunoaștere și vrem imediat să o transmitem tuturor prietenilor, rudelor, părinților, fraților, surorilor, dar așa nu funcționează lucrurile, pentru că ei vor la început să vadă un anumit exemplu, ei vor la început să aibă o încredere în tine, încredere care vine prin grija care o ai față de persoanele respective. Și doar atunci când ai un credit de încredere din partea persoanei, poți să-i dai anumite sfaturi sau anumite instrucțiuni. Așa funcționează lucrurile. De ce? În tradiția vedică, un maestru spiritual nu era niciodată numit un speaker. Da? Deci, pentru că noi avem în sanscrit, avem cuvântul vakta sau vaktara, ceea ce înseamnă un prezentator, un speaker. Și oamenii care cunoșteau logica, care cunoșteau gramatica sanscrită, care cunoșteau jyotish, cunoșteau alte științe din tradiția vedică. Vă dați seama că retorica inclusiv, ei erau niște vakta, ei erau niște speakeri motivaționali care în timpurile de astăzi nici nu se compară cu ei. Dar totuși tradiția vedică nu-i numesc pe ei vaktara. Un guru nu este un vaktara, nu este un speaker, un guru este un acharya. Un acharya înseamnă persoana care, prin propriul exemplu al vieții, îți arată care sunt valorile spirituale și care sunt idealurile spirituale la care trebuie să aspirăm. Da. Haideți să mai vorbim despre încă alte definiții conceptuale despre sadachara, cum am vorbit din punct de vedere etimologic, ce înseamnă sadachara. Deci etern sau spiritual și achara înseamnă o conduită care duce la realizarea valorilor spirituale. Avem o definiție foarte interesantă în care se spune, deci sadachara sau conduită spirituală a vieții, reprezintă un cod de conduită care se bazează pe principiile și valorile etice, morale și spirituale descrise în scripturile vedice. Practica lui sadachara, sau această conduită spirituală, ea este înrădăcinată în yama și niyama, ce reprezintă prescripțiile restrictive și imperative descrise de înțeleptul Patanjali în clasica Yoga Sutra. Sadachara reflectă comportarea și trăsăturile unei personalități care deja a atins realizarea sinelui, sau unei persoane care doar aspiră spre realizarea sinelui. Deci uitați-vă, să spunem așa,
muzicienii, deci au un anumit stil de viață. Intră Erica. Ia, ia. Avem un scaun liber? Deci, de exemplu, muzicienii au un anumit stil de viață. Da? Sportivii au un anumit stil de viață. Pictorii au un anumit stil de viață. Parlamentarii au un anumit stil de viață și o anumită conduită. Da? În mod similar, oamenii care practică o viață spirituală, de asemenea, au o anumită conduită și această conduită se numește sadhacara. Da? O conduită spirituală în care există anumite reguli, anumite norme, o anumită etichetă. De exemplu, eticheta când un discipol își vede maestrul său spiritual. El, în tradiția clasică vedică, își oferă namaskar, ceea ce înseamnă plecăciuni. Și sunt diferite feluri de namaskar. Sunt namaskarul cel mai simplu, când îți pui palmele în fața pieptului. Știi cineva ce reprezintă acest namaskar? Această mudra. Are ceva de face cu luna și cu soarele ce se întâlnesc? Nu. În orice caz, eu nu știu, n-am auzit despre asta. Namaskar, namaskar, posibil sunt diferite tradiții care au diferite interpretări. Din punct de vedere a tradiției Bhakti Yoga, namaskar înseamnă tu ți iei inima ta, ți-o pui între palme și îi oferi persoanei pe care o săluți. Asta înseamnă namaskar. Namaskar înseamnă nama, eu îmi resping ego-ul în fața ta pentru că accept că și tu ești spiritual la origine, la fel cum eu sunt spiritual. Și este namaskarul cel mai simplu până la namaskarul mai dificil care se numește Ashtanga, când discipolul se prosternează ca un băț în fața maestrului său spiritual. Deci asta este o conduită. Sau, de exemplu, un alt aspect al conduitei spirituale este că discipolul niciodată nu se așeza pe asana, pe salteaua maestrului spiritual. În zilele de astăzi, deci, studenții umblă cu picioarele peste saltelele instructorului de yoga și așa mai departe, care ok, deci din punct de vedere a etichetii moderne, dar din punct de vedere a culturii clasice, sunt lucruri care niciodată nu erau acceptabile. Sau, de exemplu, să nu cași pe urma maestrului spiritual, care tot nu pot, deci nu înțelegi what's it about. Dar totuși este un element de cultură, pentru că sunt anumite legi energetice subtile care în cultura vedică erau luate în considerare. Sau nimeni nu mânca înaintea maestrului spiritual. Vrei să mergem mai adânc? Pentru că o să fie ceva foarte hardcore acum, dacă știți. De exemplu, un discipol nu mânca înaintea maestrului spiritual. A început mânca guru. Ați putea să urmați o asemenea disciplină. Da? Da. Și știți încă ceva. Deci dacă guru nu îi oferea discipolului să mănânce, discipolul nu mânca în ziua respectivă. Da? Mânca resturile. Sau nu mânca dacă maestru spiritual nu îi oferea de mâncare discipolul postea, ținea post. Și deseori discipolii erau testați în acest mod. Erau testați ca guru să vadă să se convingă că discipolul a venit după cunoaștere și nu a venit doar pentru că nu vrea să aibă un job și viața de familie e troublesome și mai bine să o evit și atunci mă duc într-un ashram să stau cu guru pentru că mă hrănește, are grijă de mine, îmi povestește povești din Purane interesante și atunci totul este fain. Sounds like a good life. Da. Și de aceea sunt tot felul de reguli, deci tot felul de reguli care erau incluse în acest sadhacara, în această conduită spirituală. Și iarăși vreau să revin la ideea că sadhacara sau conduita spirituală reprezintă un mod de viață a unei persoane care este deja un suflet realizat de sine sau a persoanelor care aspiră la realizarea sinelui. Pentru că fără sadhacara merge în pachet cu sadhana. N-ai cum să practici sadhana aparte fără sadhacara, pentru că dacă le practici aparte, ești influențat de modurile naturii materiale. Deci tu cu sadhana aprinzi focul și prin conduita ta materialistă de viață, tu stingi cu apă. Deci de ce aceste două lucruri întotdeauna mergeau împreună? Sadhana, practica ta zilnică, spirituală și conduita ta. Da? Știți cum noi? Există o diferență. Deci, de exemplu, noi suntem în practica, în sala în care practicăm kirtan, practicăm
o anumită conduită spirituală și după aia ne ducem acasă, poc am pornit televizorul și s-au pornit ca de obicei stilul de viață, înseamnă secularism, deci când sunt împărțite viața mea spirituală cu viața materială, sunt cumva două lucruri separate. Dar în tradiția vedică o persoană ducea un mod holistic de viață, deci dacă el începea să practice o viață spirituală, el practica viața spirituală nu doar în ashramul gurului sau în studioul de yoga. El practica stilul ăla de viață deja de aici înainte pentru tot restul vieții sale. Și asta înseamnă sadhacar. Deci aceste două lucruri merg împreună. Și noi vedeam cum la începutul Bhagavad Gita, primele două capitole, Krishna povestește lui Arjuna știința care se numește Atma Tattva, ceea ce înseamnă știință despre suflet. Și el povestește Dehinosminyata Dehe Kaumaram Yavananjarat, foarte multe versete în care Krishna îi spune, de exemplu, așa cum sufletul întrupat trece mereu în acest corp, de la copilărie la tinerețe și bătrânețe, la fel și sufletul după moarte trece un alt corp, cel înțelept nu se lasă amăgit de o astfel de schimbare. Sau un alt verset, Krishna spune, se spune că sufletul este invizibil, inconceptibil și imuabil. Cunoscând aceasta, nu trebuie să te îndurerezi pentru corp. Și tot felul de versete în care Krishna îi descrie multe, multe detalii despre ce este suflet. Și știți ce face Arjuna la sfârșitul capitolului 2? El zice, ok, am înțeles, sunt suflet, nu sunt corp. Acum te rog să-mi povestești care este conduita unei persoane care a realizat că el nu este corpul și el este suflet. Și aveam acest verset 2.54 din Bhagavad Gita, în care Krishna, adică, da, Arjuna spune, O Krishna, care sunt semnele celor a cărui conștiință este astfel absorbită în transcendență? Cum vorbește el și care este limbajul său? Pentru că, iarăși, prin limbaj noi putem să înțelegem care este nivelul conștiinței unei persoane. Cuvintele, vocabularul care folosește o persoană, imediat omul trebuie să spună două, trei cuvinte și tu înțelegi nivelul lui de conștiință sau de educație. Da? Și Arjuna întreabă cum este așezat și cum merge el, adică cum acționează, cum se odihnește. Și chiar prin gesturile care le face o persoană. Da? Deci putem să vedem. Am văzut mulți maestri spirituali care foarte bine își controlează mișcările mâinilor, de exemplu. Noi tot făceam glume cu Cosmin, cu băieții, despre că uneori mâinile noastre o iau razna. Deci mâinile noastre sau organele noastre nu sunt controlate de minte, ele au o viață lor independentă. Și atunci apar tot felul de gesturi în timpul lecției, când stăm și batem sau facem diferite lucruri, care este ok pentru început, când încă modurile naturii materiale ne mai afectează puțin. Sau eu am văzut oameni care, nu știu, își bagă degetul în nas în timpul lecției sau își mănâncă unghiile în timpul lecției. Deci este un lucru care arată că omul este influențat de modul ignoranței, nu își controlează absolut corpul, deci mintea și corpul lui au diferite vieți. Da? Și de ce, iarăși, Arjuna întreabă care este conduita unei persoane, care sunt gesturile ei, pentru că prin gesturi putem să înțelegem, chiar prin faptul cum o persoană deschide și închide ușa, putem să înțelegem cât de stăpânit de sine este persoana respectivă. Cum bea apă, cum mănâncă, cum răspunde la întrebări, da, cum pune întrebări. De asemenea, putem să înțelegem care este nivelul conștiinței unei persoane. Și de ce Arjuna întreabă cum stă așezat și cum merge el, cum acționează, cum se odihnește. Noi știm cum noi ne odihnim. Deci noi avem metodele noastre de a ne odihni, modul pasiunii și modul ignoranței. Pe când Arjuna spune, nu, prin odihnă putem să înțelegem, deci omul se duce la baruri, se duce, nu știu, pe la nightclubs sau pe undeva și putem să înțelegem care este nivelul lui adevărat de conștiință. Pentru că oamenii în modul bunătății se odihnesc în modul bunătății. Oamenii spirituali se odihnesc într-un mod spiritual. Și aici avem o poză din care trebuie să înțelegem un adevăr foarte, foarte important. Deci, cum am mai menționat, conștiința se manifestă în stilul de viață. Dar, în același timp, comportamentul de asemenea influențează conștiința noastră. Aceste două lucruri sunt legate între ele. Da? Pentru că tu, dacă duci un stil de viață în modul ignoranței, în modul pasiunii, tu îți generezi o anumită conștiință afectată de modul ignoranței și modul pasiunii.
Și din contra, deci tu dacă ai o anumită... Deci noi putem să intrăm la cineva acasă și imediat putem să simțim care este conștiința persoanei. Sau, nu știu, intri într-un restaurant vegetarian, iei un pahar și vezi cât de bine este spălat și imediat poți să înțelegi care sunt modurile naturii care predomină acest restaurant vegetarian. Și așa mai departe. Deci, pentru că conștiința bucătarului, conștiința șefului, conștiința tuturor se manifestă în mici detalii pe care poți imediat să le simți, poți să le vezi. Da? Sau, nu știu, sarea amestecată cu piper negru acolo pe masă, da? Sau lucruri de acest gen, sau vezi murdărie pe jos. Deci poți imediat să înțelegi care sunt modurile care sunt dominante în locația respectivă. Și de ce? Deci, iarăși, prin conștiința se manifestă în stilul de viață și comportamentul sau stilul nostru de viață influențează conștiința. Și la începutul vieții spirituale noi începem cu al doilea moment. Noi încă nu avem o conștiință transcendentală, dar nouă ni se spune, fraților, începeți să urmați anumite reguli în modul bunătății, care vouă acum nu vă plac. De exemplu, să vă treziți dimineața. Dimineața nu înseamnă la 7 sau la 8. Dimineața înseamnă dimineața, înseamnă la 4. Asta înseamnă dimineața. Și nouă ne este greu la început. Bhagavad Gita, tot Krishna afirmă, el zice că lucrurile care sunt la început dulci, la sfârșit sunt amare. Ele sunt lucrurile în modul ignoranței și în modul pasiunii. Pe când? Lucrurile în modul bunătății, lucrurile corecte, la început sunt amare, dar la sfârșit ele sunt dulci. Deci de aceea nouă ne se spune, începeți la început cu aceste reguli, cu o conduită de viață, cu un mod anumit mod de viață, un stil de viață care este amar la început, este greu, pentru minte este o asceză. Da? Dar, din momentul în care o să începeți să practicați acest lucru, o să vedeți cum lucrurile se schimbă. Și de ce noi spun, faceți duș dimineață, faceți japa dimineață, meditația faceți dimineață, studiați dimineață, fiți vegetarian, de exemplu, sau... și așa mai departe. Nu vreau să-i întristez pe oameni. Dar știți singur, există reguli, anumite reguli care sunt, fac, sunt o parte din acest stil de viață care se numește sadhacara. Și în acest mod, deci iarăși, ce mâncăm, cum ne îmbrăcăm, culoarea hainelor pe care le îmbrăcăm. Deci eu prima dată am întâlnit în viața mea o singură persoană care se îmbracă în conform zilelor de săptămână, Gabriela, care se îmbracă haine conform zilelor de săptămână, deci astrologic, da? Conform astrologiei, ceea ce înseamnă modul bunătății de viață, pentru că inclusiv culorile influențează conștiința. Sau, de exemplu, cum dormim, da? Sau unde dormim, la cât ne culcăm, la cât ne trezim, sau cum gândim, gândurile care le permitem să funcționeze în capul nostru, care sunt emoțiile care ne plac, emoțiile pe care le cultivăm și așa mai departe. Deci, iarăși, o să revin la această afirmație, la această idee, că ce este sadhacara? Sadhacara reflectă comportarea și trăsăturile unei personalități care deja a atins realizarea sinelui sau aspiră la realizarea sinelui. Acum mai avem încă o definiție foarte interesantă, după cum am mai spus, că sadhacara este un stil de viață în modul bunătății, care este foarte favorabil pentru orice practică spirituală, inclusiv și pentru Ashtanga Yoga, pentru Karma Yoga, pentru Jnana Yoga și pentru Bhakti Yoga. Fără sadhacara, cum am mai menționat, n-ai cum să avansezi spiritual. De exemplu, iată, în anii 67-68, când fondatorul mișcării noastre ISKCON în Statele Unite, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a început să organizeze primele centre vedice, el a început să le povestească discipolilor săi despre importanța urmării celor patru principii regulatoare. A nu mânca carne, a te abține de la sex ilicit, a te abține de la acceptarea de intoxicații, și jocurile de noroc. Prabhupada a spus, atâta timp cât faceți aceste lucruri, nu o să avansați spiritual, în orice caz rapid. Și devotații au făcut un spectacol, deci a fost primul spectacol din ISKCON. Și era un spectacol foarte simplu, dar în același timp foarte înțelept. Deci doi devotați, doi băieți, țineau un sariu, știți, pânza aia indiană, deci țineau un sariu albastru.
din două părți, care reprezenta Oceanul Vaitarani, care este un anumit ocean energetic, o anumită energie care separă lumea materială și lumea spirituală. Și vedele descriu că sufletul, pentru a se elibera din lumea materială, trebuie să treacă peste acest ocean, peste acest râu, care în tradiția greacă mai este numit râul Leta. Da? În fine, noi să intrăm acum în subiect. Și, deci, doi devoțați cineau acel săriu și era peste o parte a acestui săriu, era un grup de devoțați care erau, adică erau deja eliberați și erau foarte așa, foarte strălucitori, foarte, foarte eliberați, deci arătau absolut eliberați. Și pe de altă parte era un devotat, un practicant spiritual, care ținea patru pietre în mâinile sale. Și devotații îi spuneau, de pe malul opus, îi spuneau, aruncă pietrele respective. Și omul spunea, cum pot să le arunc dacă mama mea m-a învățat să le am la mine? Deci dacă strămoșii mei mi le-au transmis din generație în generație, da, toate aceste vicii. Deci mi-au fost transmise împreună cu cultura în care m-am născut. Și devotații spun, dacă nu le arunci, te neci în oceanul respectiv. Și atunci omul aruncat prima piatră și tot n-a putut să treacă a doua piatră, deci toate aceste principii regulatoare. Și până la sfârșit le-a aruncat pe toate și a putut să traverseze acest ocean care desparte lumea materială și lumea spirituală. Și atât în acest sens, deci noi vedem, cum am mai menționat, că un sadaciari care urmează modul de viață în modul bunătății, de exemplu, de asemenea, nu va mânca cu mâna stângă, deci în cultura vedică nu se mănâncă cu mâna stângă, sau un spiritualist nu va mânca în picioare, da? El întotdeauna va mânca așezat. Și aici sunt diferite explicații din punct de vedere a Ayurvedei, a digestiei din corp, din punct de vedere a respectului față de hrană și așa mai departe. Deci toate aceste reguli au o cunoaștere la bază. O cunoaștere din punct de vedere a influenței asupra minții, a influenței asupra corpului fizic și asupra avansului spiritual. Deci toate aceste reguli nu sunt reguli doar de aiurea, ele sunt reguli care au în spatele lor o anumită cunoaștere spirituală. Sau, de exemplu, un sadaciari este persoana care urmează sadaciara, adică conduita spirituală de viață. Un sadaciari niciodată nu va întinge picioarele către maestru spiritual, de exemplu, da? Sau către altar, sau nu va sta cu spatele față, cu spatele la și alte lucruri pe care mulți dintre noi le-am făcut la festival acum recent. Și nu este vina voastră, este vina mea, pentru că eu n-am ridicat tema respectivă, n-am abordat-o, pentru că încă nu era timpul, dar acum cred că o să începem să intrăm în subiect. Sau, de exemplu, un alt aspect al lui sadaciara, a conduitei spirituale, este când un maestru spiritual sau un devotat senior îți face o observație, tu accepți, da? Tu accepți, deci tu nu te revolți, nu devii rebelios, tu accepți corectarea, pentru că așa avansăm, așa învățăm să avansăm spiritual. Nu ne supăream, pentru că asta înseamnă că nu ai stare de discipol, nu ai stare de spirit a unui discipol. Un discipol acceptă lucrurile atunci când este corectat de maestru spiritual sau de persoanele împuternicite de el, care sunt seniori. Sau, de exemplu, încă un aspect al lui sadaciara, este mai dur, dar o să-l menționez. Un sadaciari, un practicant spiritual, în orice caz, nu va ține câini și pisici, în orice caz, în spațiu în care el doarme și mănâncă. Și eu înțeleg că acum nu o să strangulați pisicile acasă sau câinii, deci înțeleg, nu o să ajungeți până la asta. Dar, deci câinii și pisicile pe care le aveți de ei trebuie să-și trăiască viața lor mai departe în continuare în casele voastre, dar un mic sfat, deci atunci când ele își părășesc corpul, mai bine să nu vă luați altele, pentru că ele au un, din punct de vedere, cum se spun, din punct de vedere emoțional, noi simțim o anumită consolare când mângâiem o pisică, dar din punct de vedere a influenței subtile care le au aceste animale în case, sau în orice caz în spațiu în care noi mâncăm și dormim, ele nu sunt favorabile. Din punct de vedere clasic, al yoga clasică sau al scripturilor vedice clasice.
Și sunt aceste reguli, eu să le menționez, nu înseamnă că imediat, acum, astăzi, mâine, deci eu îmi arunc pisica la gunoi sau fac ceva de gen, dar începem cu cunoaștere, începem cu ideea de a înțelege acest lucru și treptat să mergem în direcția respectivă. Da? Pentru că trăiesc cam mult. Da, da, și asta e adevărat. Și alte, inclusiv și alte. Pentru că în momentul în care tu arunci psihica la gunoi, afară tu invoci reacții karmice foarte dure, care vor fi mult mai dure decât faptul că ele vor sta cu tine în casă și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegem anumite lucruri. Sau sadaciarii, de asemenea, el evită asocierea cu persoanele materialiste. Da? Sau el niciodată nu îi va invidia și nu îi va critica pe colegii săi, pe alți aspiranți spirituali cu care el practică viața spirituală. Da, deci critica nu este acceptată în cercurile spirituale. Critica poate să fie pozitivă, dar ea poate să fie constructivă. Dar ea este pozitivă și constructivă atunci când tu ai motivația de a ajuta și nu motivația de a... Da, belictul, deci nu știu cum să spun, de a pune gri, de a înjosi, da? Tot este un subiect la care o să mai revenim. Bun, și încă o descriere de ce este foarte important, deci cum am spus până acum, sadaciara ne ajută să ne ridicăm treptat la modul bunătății, sattva guna, este un lucru real, dar trebuie să accepți un stil de viață. Satvamya Brahmadarshyati, vedele spun, doar persoana care trăiește un mod de viață în modul bunătății, doar ea, Brahmadarshyati, doar el sau ea percepe spiritul, percepe, intră într-o relație cu persoana divină sau obține realizările spirituale autentice. Deci nu vorbim acum de jocuri, vorbim despre lucruri reale, autentice, profunde. Și de aceea, fără a te ridica în modul bunătății, n-ai cum să ajungi în transcendență. De aceea există sadaciara, stilul de viață care ne ajută treptat să ne ridicăm în modul bunătății. În același timp, se spune, noi toți știm despre influența energiei iluzorii asupra noastră. Deci, pe lângă modurile naturii materiale care ne afectează, noi suntem de asemenea bombardați de maya, de energie iluzorie. Da? Și de aceea sadaciara este un stil de viață care ne ajută să rămânem imuni față de influența energiei iluzorie. Și aici avem o poză. Avem mai multe definiții a cuvântului maya în funcție de context. Și una dintre definiții este vraja înșelătoare a energiei materiale sau potența ignoranței sau, mai direct spus, energia prostiei. Prabhupada spunea că a urma o cale spirituală înseamnă mai mult sau mai puțin să declari război energiei iluzorii. Deci în momentul în care noi am început o cale spirituală, noi declarăm deschis, declarăm război energiei spirituale. Și acum ascultați mai departe ce explică el. Fără sadaciara, adică fără conduita spirituală, practicantul devine influențat de maya, de energia iluzorie, el devine ademenit de modurile materiale și se abate mai devreme sau mai târziu, dar el se abate sau ea se abate de la calea spirituală, care în Bhagavad Gita acest lucru este numit Yoga Shchalita Manasat, ceea ce înseamnă abaterea de la calea spirituală. Deci, Yoga Shchalita Manasat, abaterea de la calea spirituală, care este o consecință a neurmării sadaciara, a neurmării unui stil de viață spiritual sau a unei conduite spirituale corecte. Și eu am mai povestit aici la discurs, am povestit această povestire, dar aș vrea să remin la ea, povestioară foarte micuță despre un yogin care a avut un discipol începător și discipolul novice începător a practicat niște asane, a practicat niște tehnici de meditație, a ținut post vreo câteva zile și la un moment dat a început să se considere că deja a devenit un suflet eliberat, eliberat complet de karma, cum era cazul în caz printre discipulele de Srila Prabhupada, când a venit un discipul la Prabhupada, și a spus, Swamiji, I don't feel lust anymore. Deci, Swamiji, nu mai simt dorința sexuală. Gata. Deci după 2 luni de practică de brahmacharya, a venit și a spus, Swamiji, nu mai am nicio dorință sexuală.
Și Prabhupada l-a luat la mișto și s-a uitat la el și a spus, ești bolnav? Și de tot, noi avem acest entuziasm preliminar la început, când după două luni, trei luni, noi gândim că deja suntem suflete eliberate. Și iată, discipulul vine la gurul său și spune, Swamiji, sunt un suflet eliberat, m-am purificat complet de karma, păcătosul în interiorul meu a murit complet, gata, sunt un suflet iluminat. Și atunci maestrul spiritual, yoginul, a zâmbit, l-a invitat să intre în coliba lui și i-a oferit un pahar cu apă. Deci, iarăși, un element din sadaceara. Când vine un musafir, vedele spun, când vine un musafir, dacă ești un om foarte bogat, trebuie să-i oferi cadouri. În primul rând, dacă ești un om foarte bogat, trebuie să-l întrebi, vrei ceva, ai vreo dorință și musafirul tău trebuie să spune, vreau mașina ta, de exemplu. Da? Și atunci tu îi oferi, pentru că tu ești în stare să faci acest lucru. Dacă nu faci, invoci reacții karmice. Dacă ești o persoană mai modestă, atunci îl hrănești. Da? Îl hrănești cu mâncarea care singur ai pregătit-o cu iubire pentru musafirul tău. Și vedele spun, dacă un musafir pleacă din casa ta nesatisfăcut și flământ, toate reacțiile lui karmice păcătoase ți se transferă în contul tău bancar și toată pietatea ta sunt transferate din contul tău bancar în contul lui karmic. Deci fiți atenți cu musafirii. Și dacă un musafir este satisfăcut, atunci el își lasă rezultatele activităților lor, lui pioase sau ei pioase și le lasă în casa ta și casa ta începe să prospereze. Să prospere, începe să prospere. De ce ai vede, le spun. Acum sunt tot fel de cursuri și tehnici despre abundență. Come on! Deci vă pierdeți bani în zadar. Vreți abundență? Chemați musafiri la voi acasă și hrăniți-i cu mâncarea care voi o faceți. O să vedeți cât abundență o să vină din cauza aceasta, pentru că musafirii o să vă binecuvânteze. Sunt tot fel de lucruri care se întâmplă subtile în acest sens. Și vedeți, dar dacă ești sărac, atunci măcar trebuie să oferi o saltea, dacă n-ai niciun scaun în casa ta, îi oferi o saltea și un pahar de apă. Și dacă nu ai niciun pahar de apă și niciun saltea, atunci te oferi ca sclav musafirului tău. Deci astea sunt regulile vedice. Da? Bineînțeles că la asta nu se ajunge pentru că un pahar de apă la toți. Dar vedele spun, măcar un pahar de apă îi oferi. Dacă a venit, mai ales când vine un atithi bhagavan, ceea ce înseamnă un musafir neprogramat. Dar noi de obicei nici nu deschidem ușa dacă vine un musafir neprogramat. Dar vedele spun că printr-un musafir neprogramat, divinitatea vrea să vadă care este nivelul nostru de ospitalitate, de conștiință. Și atunci iarăși urmăm sadaceara, îi deschidem, îi oferim măcar un pahar de apă. Și yoginul, deci, l-a chemat în coliba sa, i-a spus, așează-te, ia loc, uite, ține un pahar de apă. Și în momentul în care discipulul și-a tras mâna să ia paharul de apă, gurul a luat paharul de la și l-a turnat drept în față, pliosc. Și discipulul a izbucnit și a spus tot felul de cuvinte pe care noi deseori le folosim, da? În situații similare, deci când nu ne place ceva. El a izbucnit, a spus niște cuvinte foarte urâte și gurul a zâmbit și a spus, vezi, păcătosul din tine n-a murit. Și încă nu ești eliberat de karma. El a fost doar temporar adormit prin practica ta spirituală, prin practica ta spirituală preliminară, el doar a adormit, a țipit puțin. Dar va dura încă timp ca acest păcătos să moară în tine. Și morala deci este că fără sadaceara noi putem să rămânem spiritualiști, foarte zâmbitori, clar văzători, cum tot aici la programe noi am avut mulți oameni, am avut și avataruri aici, am avut și oameni care vedeau spirite, am avut și oameni care vorbeau cu Dumnezeu în fiecare zi la telefon sau nu știu cum vorbeau ei. Deci am avut oameni transcendentali care țineau minte cine sunt în viețile lor anterioare, știau viața lor viitoare, știau cine am fost eu în viața anterioară și îmi dădeau sfaturi despre ce să fac în viața viitoare și așa mai departe. Dar când s-au întâmplat situații în care trebuia să te comporți doar într-un mod elementar, într-un mod de bun simț, oamenii izbucneau și arătau că de fapt nu sunt ei chiar foarte spirituali, foarte iluminați și arătau alte trăsături și arătau de fapt fața lor adevărată, modurile lor adevărate. De ce? Pentru că nu au fost
antrenați în sădăceară, într-un anumit stil de viață, într-o anumită conduită de viață, care, fără care, iarăși vreau să spun, oamenii rămân zâmbitori, foarte iluminați, foarte narcisiști, spiritual, în ghilimele. Dar nu este un lucru autentic, este doar exteriorul. Da? Interiorul nu s-a transformat. Pentru că oamenii rămân condiționați în continuare de modurile naturii materiale. Și aveam un citat foarte interesant despre din Bhavishyotara Purana, în care este descrisă o discuție dintre Krishna și regele Yudhishthira, unul dintre cei frații Pandava, cel mai mare dintre frații Pandava, fratele mai mare al lui Arjuna din Bhagavad Gita, în care Krishna îi povestește lui Yudhishthira și el vorbește despre sadhacara, despre conduita spirituală a vieții. Și el spune, ascultați cu atenție un citat foarte frumos: chiar dacă o persoană a studiat toate vedele și încantează tot felul de mantre vedice, el sau ea niciodată nu va deveni purificat dacă nu va urma principiile conduitei spirituale sadhacara. Toate realizările lui spirituale îl vor părăsi în timpul morții, la fel cum o pasăre își părăsește cuibul atunci când i-au crescut aripile. La fel cum apa care se află în interiorul unui craniu sau în interiorul unei câini făcute din piele de câine, niciodată nu va fi considerată a fi pură. Toate activitățile spirituale, cântarea mantrelor, studiul vedelor, venerarea zeităților la templu, ascezele, meditație de yoga, ashtanga yoga, vor fi contaminate și lipsite de valoare în cazul unei persoane care nu urmează conduita spirituală corectă numită sadhacara. Deci astea sunt prescripțiile vedice care vorbesc cât de important este acest element, care iarăși din cauza faptului că oamenii nu cunosc aceste lucruri, rămân la un nivel superficial. Și acum, mai aveam încă un citat foarte frumos, în care în tradiția Bhakti se spune: Yasyasti Bhaktir Bhagavate Kinchana Sarvair Gunai Statra Samasa Te Surata. În măsura în care o persoană, Hare Krishna, please come in. În măsura în care o persoană acceptă un stil de viață sadhacara, o conduită de viață spirituală, în măsura respectivă, vedele spun, omul este înclinat să-și dezvolte devoțiunea față de persoana divină. Și în măsura în care omul își dezvoltă devoțiunea sau se reconectează cu divinitatea prin stilul său spiritual de viață, prin conduita sa spirituală de viață, în această măsură, vedele explică că toate calitățile semizeilor se manifestă în caracterul persoanei respective. Și iată în versetul în care se spune: toți cei 33 de milioane de semizei, împreună cu calitățile lor virtuoase, cum ar fi sinceritatea, puritatea, da, curățenia, compasiunea, da, bunătatea, iubirea, răbdarea, iertarea, cunoașterea și renunțarea, devin manifestate în inima celui care și-a dezvoltat devoțiunea pură față de persoana supremă divină datorită conduitei sadhacara, datorită unui stil de viață spiritual, unei conduite corecte. Și în acest sens, deci noi aveam mai multe cuvinte în tradiția vedică care sunt legate între ele. Haideți să ne aducem aminte. Deci, noi avem cuvântul sad, sau uneori se scrie sat, care înseamnă spirit, eternitate și așa mai departe. Da? De la cuvântul sat, noi avem cuvântul sadhana. Sadhana înseamnă practica spirituală prin care noi realizăm eternitatea, realizăm realitatea spirituală. Cine practică sadhana? Practica sadhana este practicată de un sadhu. Sadhu înseamnă o persoană spirituală. Și acest sadhu, el practică atât sadhana, cât practică și sadhacara. Sadhacara înseamnă conduita spirituală, stilul de viață spiritual. Deci toate aceste cuvinte sunt legate între ele. Și de ce vedele spun, o persoană care practică sadhacara sau stilul de viață spiritual, el devine un sadhu. El devine un om spiritual, și definiția unui sadhu este
Sadhu este o persoană care este înzestrat cu calități virtuoase, care trăiește de dragul adevărului, care încearcă să-și construiască viața sa pe baza adevărului și care sacrifică totul de dragul adevărului absolut. Asta este un sadhu, după definiție. Și, deci, o persoană care practică sadhacara, stilul spiritual de viață, el devine un sadhu. Și acest stil de viață, deci, el duce la eliberarea din samsara, din ciclul de naștere și de moarte, ciclul vicios al karmei și al reîncarnării în lumea materială. Fără sadhacara n-ai cum să devii un sadhu, pentru că sadhana ta va fi afectată de modurile naturii materiale și în acest mod n-ai cum să atingi sat sau eternitatea sau eliberarea. Acum, pe lângă beneficiile spirituale despre care am vorbit până acum, sadhacara de asemenea aduce un beneficiu la nivelul vieții noastre materiale. Și aici fiți atenți pentru că e un lucru foarte interesant. Deci există inclusiv și beneficii materiale datorită urmării unui stil de viață spiritual. Vedele spun, urmând comportamentul corect, sadhacara, o persoană va obține prosperitate materială, faimă și o viață lungă lipsită de sărăcie, moarte prematură și suferințe. Și acum o întrebare, cum credeți? De ce? Deci citesc încă o dată citatul. Urmând comportamentul corect, sadhacara, o persoană va obține prosperitate, faimă, o viață lungă lipsită de sărăcie, moarte prematură și suferințe. Dar ce dobândește calități ale semizeilor? Dobândește calități ale semizeilor sau calități virtuoase, foarte bine. Sau poate e un test, se va da atașamentele pe care le are, într-un final trebuie să renunță oricum și la faimă și la prosperitate. Da, este și un test, dar totuși ele au loc, deci ele vin. Urmează dharma, foarte bine, Marian. Urmează dharma. Este un soi de disciplină, până la urmă te responsabilizează. Ai mai mult timp să reflecți asupra lucrurilor, să-ți faci treaba. Pentru că atunci când se reflectă toate treburile astea în toate activitățile tale pentru Dumnezeu și acorzi o atenție exemplară, tot o să fie o prosperitate foarte mare în viața ta. Bun, mulțumesc. Spune Carmen. Și este purificat karma. Se purifică de karma, da. E ca la serviciu. Dacă tu folosești resursele, timpul, mintea, inteligența, în scopuri bune și ai rezultate pe ele, ce se va întâmpla? Se vor aloca și mai multe resurse. Ați văzut colegi la serviciu care vine șeful și îl roagă să facă ceva. Da? Și toată expresia feții lui arată că el, omul ăsta nu vrea să trăiască. Deci, nu vrea să trăiască, nu că să muncească. Cum credeți, omul respectiv va atinge prosperitate în viață? No way. Posibil să nu. Deci no way. Pentru că el deja arată o anumită atitudine. Sau, de exemplu, în anumite colective, în anumite grupuri, există oameni toxici. Rămân ei mult în colectivul respectiv sau puțin. Deci, de obicei, oamenii toxici nu rămân în colective. Ei nu rămân în colective, pentru că sau colectivul de afară, sau singur pleacă, sau singură pleacă, pentru că nu se încadrează. Deci omul toxic, omul în modul ignoranței, n-are cum să atingă prosperitatea materială, pentru că nimeni niciodată nu o să vrea să lucreze cu o persoană invidioasă, cu o persoană supărăcioasă, cu o persoană rebelioasă, cu o persoană care nu urmează o anumită conduită, cu alte cuvinte. Și de aceea vedele spun, sadhacara distruge invidia. Un element al lipsei de invidie în tradiția spirituală este că discipolul își oferă plecăciuni maestrului său spiritual. Și el folosește cuvântul Namaha, Nama Om, Vishnu Padaya și așa mai departe. Sunt tot felul de mantre care sunt oferite atunci când îl vezi pe maestrul spiritual. Namaha înseamnă eu îmi resping egoul în fața ta. Îmi resping invidia în fața ta. Și era cazul cu Gargamuni, deci unul dintre primii discipoli al lui Shrila Prabhupada, când el era din cercurile de hippie și când devotații au început să-și ofere plecăciunile lui Prabhupada, Prabhupada n-a inițiat el, singur discipul a simțit acest lucru. Și Gargamuni a venit într-o zi la Prabhupada și a spus, Swamiji, I'll never bow down before you. Deci, Swamiji, eu niciodată nu o să-mi ofer plecăciunile în fața ta. Și Swamiji, foarte relaxat, mi-a spus, de ce?
I don't feel like. Deci nu simt că. Și Prabhupada s-a uitat la el și a spus, you bow down and then you feel like. Deci tu la început oferi plecăciune și după aia o să simți. Deci așa funcționează, pentru că tu urmezi sadaceara și se începe purificarea. Se începe purificarea egoului. Da? Se începe să te purifici de la invidia. Deci de ce un om, deci din, când cineva urmează sadaceara, el se purifică de la invidie, el își corectează karma lui și datorită, cineva a spus că el își urmează dharma, își urmează datoriile sale prescrise și el invocă prosperitate, pentru că toți vor să aibă de afaceri, să aibă de lucru, toți vor să aibă astăzi eu zic când vorbesc foarte greu, deci sunt zile când vorbesc ușor, dar sunt zile când nu știu, e ceva astrologic. Deci când... Da. Deci nimeni nu vrea să interacționeze cu o persoană care este supărăcioasă, care este invidioasă, care este toxică. Și din contra, când o persoană este foarte deschisă, este foarte fericită, este foarte pozitivă și orice nu l-ai rugat, spune, no problem, facem. Ne gândim, poate va fi greu, dar facem, cumva o să... Pentru că una din calificarea a unui discipol este că orice i-s-a spune, el nu se gândește cum să nu fac, el se gândește cum să fac, chiar dacă este dificil. Și din acest punct de vedere, deci vedele spun că prin sadaceara o persoană este purificată de invidie. Și uitați-vă, de exemplu, cum se manifestă invidia noastră în relație cu oameni. Noi avem trei tipuri de relații în jurul nostru, trei tipuri de relații cu oamenii. Avem oameni superiori, avem oameni egali și avem oameni juniori. Și nu contează acum, prieteni sau la birou unde muncim sau în orice domeniu în care suntem implicați. Întotdeauna există superiori. Acum, bineînțeles că în timpurile de astăzi se vorbește tot mai mult și mai mult că nu există superiori, noi toți suntem egali și așa mai departe. Căman, există oameni mai deștepți decât noi. Deci haideți să acceptăm acest lucru. Pentru că din momentul în care nu-l acceptăm, nu putem să învățăm. Și rămânem stupizi în viață. Există oameni care sunt mai superiori decât noi, care sunt mai deștepți. De aceea, vedele spun, fii cu ochii deschiși și vezi că există oameni superiori decât tine, care au calități mai fine decât tine, au inteligență mai profundă decât tine. Există oameni egali, care sunt la același nivel. Eu am un prieten cu care ne vedem odată la 3 ani. Și când începem să vorbim, întotdeauna, deci asta este deja pe parcursul la 15-17 ani, întotdeauna când începem să vorbim, noi ne gândim la aceleași subiecte. Deci, nu știu, suntem absolut sincronizați. Și eu încep să vorbesc despre, nu știu, despre înghețate, de exemplu, și el zice, da, și eu mă gândesc acum la înghețate sau alte subiecte. Deci, cumva, suntem foarte sincronizați. Și atunci eu înțeleg, suntem la același nivel, pentru că avem aceleași gânduri, aceleași aspirații. Aceleași probleme. Și există juniorii, oamenii care nu au aceleași abilități pe care le avem noi, dar este evident că el nu știe anumite lucruri sau ea nu cunoaște anumite lucruri și este evident pentru mine, pentru că am mai multă experiență. Și noi din cauza invidiei, de obicei, noi avem tendința cu superiorii să devenim rebelioși, să devenim foarte răi cu ei. Deci, superiorii, la superiori se referă, de exemplu, părinții sau profesorii sau șefii sau maestri spirituali. Ei toți sunt superiori. Egalii sunt prietenii noștri, sunt colegii noștri sau sunt vecinii noștri. Da? Și față de superiori noi avem tendința să fim rebelioși și răzbunători. Față de egali noi avem tendința să devenim foarte îngânfați și aroganți și să ne lăudăm cu realizările noastre. Și cei juniori, deci noi avem frați, noi avem surori, noi avem colegi de birou, care uneori sunt mai stângaci puțin decât noi, sau sunt chiar oamenii cu dizabilități sau chiar și animalele se încadrează în această categorie. Și noi avem, de obicei, avem tendința să îi înjosim, să îi exploatăm sau să îi umilim. Deci, de ce? Pentru că există invidia. Și așa se manifestă invidia față de superiori, egali și juniori. Dar și vedele spun că aceste trei abordări, ele generează trei tipuri de reacții karmice, care se numesc adidaivika,
adiatmica și adibautica. Deci trei tipuri de suferințe în cadrul lumii materiale, sau ele se mai numesc suferințele întreite. Și avem adiatmica, adiatmica klesha. Klesha înseamnă suferință, este un termen care îl folosește Patanjali Muni în Yoga Sutra, el foarte mult vorbește despre klesha, care sunt obstacole pentru purificarea minții. Și adiatmica klesha înseamnă suferințele provocate de trup și de minte. Deci mintea noastră și corpul nostru. Da? Corpul întotdeauna. Puteți să stați 5 minute într-o singură postură? Nu. Pentru că simțim o durere, trebuie să schimbăm. Da? Și așa mai. Deci corpul nostru, chiar dacă nu este bolnav, dar tot ne aduce, tot timpul ne aduce suferințe. Mintea noastră. Da? Mintea noastră. Uneori nu putem să dormim, pentru că mintea nu vrea să doarmă. Tot timpul este agitată și așa mai departe. Da? Avem adibautica klesha, care înseamnă suferințele provocate de alte entități vii. Și aici sunt tot fel de entități vii. Sunt vecinii noștri, sunt colegii noștri, sunt țânțarii, sunt animalele, sunt chiar stafiile, uneori se spune, care ne atacă în timpul nopții, se bagă în corpul nostru energetic și așa mai departe. Și avem adidaivica klesha, suferințele provocate de dezastrele naturale sau de semizei care nu sunt mulțumiți de modul de viață pe care îl ducem și atunci sunt suferințe care n-ai ce să faci cu ele. Deci ele vin. Deci sunt evacuate state întregi acum în Statele Unite din cauza acelui uragan care se numește, uite acum... Katrina? Nu e Katrina, e ceva nou acum, unul nou. Au mai multe nume acum, e unul care are gradul 5. Foarte tare. Și vedele descriu că aceste trei tipuri de suferințe, ele pot fi contracarate. Și haideți să vedem cum pot fi ele contracarate. Vedele spun, adiatmica. Deci primul gen de suferință, suferințele provocate de trup și minte, sunt contracarate prin termenul este viciara. Viciara înseamnă studiul regulat al scripturilor sacre. De ce? Pentru că atunci când noi înțelegem adevărurile spirituale care sunt descrise în scripturile sacre, noi realizăm că nu suntem entități materiale, noi suntem entități spirituale în acest corp și lucrurile materiale, chiar dacă sunt dezastruoase care se întâmplă în jurul nostru, ele sunt temporare, ele sunt doar niște decorații care nu trebuie să le iei foarte în serios. Și prin urmare, deci când studiind scripturile vedice, noi înțelegem că există persoana supremă care controlează lucrurile. Nu noi controlăm lucrurile, persoana divină controlează lucrurile. Atunci de ce să ne facem griji? Pentru că oricum lucrurile sunt controlate de persoana divină. Și nici Upanishad sau Ishavasa Upanishad, una din faimoasele Upanishade, avem acest verset în care se spune: acela care vede întotdeauna toate ființele vii ca pe niște suflete, scânteii spirituale, părți integrante, fragmentare, de aceeași natură cu divinitatea, va deveni un adevărat cunoscător al lucrurilor. Ce va putea atunci fi pentru el o cauză al iluziei sau la anxietății? Deci când realizezi adevărurile spirituale descrise în scripturile sacre, nu ai cauză pentru anxietate, pentru că înțelegi care este natura ta adevărată, înțelegi distinția dintre minte și tine, înțelegi care este rolul persoanei divine în acest univers și lucrurile devin clare, lucrurile devin evidente. Deci n-ai cauză pentru anxietate. Adibautica, vedele descriu, suferințele provocate de alte entități vii. Ele sunt contracarate prin sadhachara, tema noastră de astăzi. Sadhachara, conduita care se bazează pe principiile și valorile etice, morale și spirituale descrise în scripturile sacre. Și noi avem acest verset faimos din Shrimad Bhagavatam, în care se spune care ar trebui să fie conduita noastră cu aceste trei tipuri de persoane, trei tipuri de oameni cu care interacționăm în viață. Și versetul spune: fiecare ființă umană ar trebui să acționeze astfel. Când întâlnește o persoană mai calificată decât el însuși, ar trebui să fie foarte mulțumit. De ce? Pentru că avem de la cine să învățăm. Evident, pentru că dacă avem stare de discipol,
Și a fi un sadaka înseamnă a cultiva starea de discipol, nu starea de guru, care se numește guru abiman. Deci când sunt eliberat, sunt iluminat, nimeni nu poate să mai spune niciun cuvânt, rămâi stupid atunci, pentru că n-ai cum să înveți. Chiar și maestrii spirituali întotdeauna spun, da, sosmi, eu sunt servitor. Eu nu sunt un swami, nu sunt un suflet iluminat, eu sunt un servitor. Deși am rolul de guru, dar eu vă învăț și vă ghidez în viață în starea de spirit a unui servitor al vostru și nu a unui suflet super iluminat. Da? Și de aceea, deci iarăși, fiecare ființă umană ar trebui să acționeze astfel. Când întâlnește o persoană mai calificată decât el sau decât ea, ar trebui să fie foarte mulțumit pentru că are de la cine să învețe. Când întâlnește pe cineva egal cu el însuși sau cu ea însuși, ar trebui să se împrietenească cu el. De ce? Pentru că așa ne împărtășim experiența. Uite, tu cum faci lucrurile astea sau tu cum faci lucrurile astea. Da? Sau tu cum depășești problemele respective sau tu cum depășești problema respectivă și așa mai departe. Deci are loc schimb de experiență. Pe când dacă suntem invidioși, îi evităm pe oameni și nu ne asociem și suntem iarăși lipsiți de cunoaștere. Și mai departe, iar când întâlnește pe cineva mai puțin calificat decât el însuși, ar trebui să fie empatic și compătimitor față de el, pentru că își poate împărtăși experiența și cunoașterea. Și noi toți avem dorința de a împărtăși cunoașterea. Toți avem această dorință. Și atunci dorința respectivă este realizată prin faptul că vedem oamenii care au nevoie de cunoaștere și noi îi ajutăm ca ei să avanseze. Și așa se manifestă empatia, așa se manifestă compasiunea. Și Bhagavatam spune, adică Ishopanishad, mai avem un verset din Ishopanishad, acest verset în care se spune, persoana care vede totul în relație cu Divinitatea Supremă și toate ființele ca părți integrante ale Supremului, care îl vede pe Domnul Suprem în interiorul la orice, niciodată nu urăște pe nimeni și nimic. Și asta, de fapt, este sensul acestui namaste. Eu văd persoana supremă în toate entitățile vii, nu le urăsc, nu sunt invidios și le ofer respectul nostru. Și Vedele descriu că persoana care este lipsită de invidie în acest mod, am văzut multe poze, cum de exemplu în viața Sfântului Francisc, când păsările, lupii și alte animale primejdioase, el vorbea cu ele, deci el discuta și Vedele au foarte multe descrieri cum yoginii meditau în peștere undeva împreună cu șerpi, cu scorpioni și n-aveau treabă. De ce? Pentru că șerpii și scorpionii simt agresiunea sau simt că persoana este calmă, simt că persoana nu este invidioasă și îl lasă în pace. Da? Și de ce Vedele spun că chiar și șerpii și scorpionii caută refugiu într-o persoană care nu este invidioasă și care știe să se comporte într-un mod corect cu toate entitățile vii. Și acum avem Adidaivika, ultimul gen de suferință, suferințele provocate de dezastrele naturale, care sunt contracarate prin două elemente. Unul se numește upaciara, ceea ce înseamnă venerare și reconectare cu divinitatea, iarăși reconectare înseamnă yoga, reconectare cu divinitatea, și vairagya. Vairagya înseamnă renunțarea la atașamentele noastre materiale. Vairagya, de fapt, înseamnă nu doar renunțarea exterioară, vairagya înseamnă renunțarea la sentimentul proprietății. Eu sunt proprietarul resurselor materiale în viața mea. Și din cauza că oamenii își atribuie lor resursele materiale și le exploatează drastic, le exploatează într-un mod absolut dezechilibrat, semizeii pedepsesc cum? Prin dezastre naturale. Deci asta sunt reacțiile karmice. Și dacă un om cultivă aceste două calități, upaciara, venerează și se reconectează cu persoana divină, și vairagya, el renunță la simțul proprietății și el folosește resursele materiale, dar într-un mod foarte echilibrat, atunci el nu invocă reacții karmice, el nu suferă acest gen de suferință. Și avem versetul din Ishopanishad, faimosul verset, Ishavasam idam sarvam yatkincha jagatam jagyat, Tenate actina bungitam madgridat kasya sridanam, care se spune, tot ce există în suflețit și neînsuflețit în acest univers îi aparține Divinității Supreme și este controlat de El. De aceea, fiecare trebuie să accepte numai lucrurile necesare lui, care sunt date
în folosință ca o cotă partea sa și să nu accepte alte lucruri, știind bine cui îi aparțin. Știți că un american în viața lui, datorită stilului lui de viață, modul lui de viață, el folosește resurse de 4 ori mai mult decât ar fi necesare. Deci el folosește resurse de 4 ori mai mult decât planeta Pământ este în stare să-i aprovizioneze. Deci o țară întreagă folosește de 4 ori mai multe resurse. Europa... Mai ales petrol. Europa tot nu rămâne în urmă, Europa folosește de 3, 2 jumate, 3. Și atunci vă dați seama, deci noi intrăm în faliment. Deja sunt statistici care arată că deja Pământul a intrat în faliment. De ce? Pentru că exploatăm drastic și suntem, avem o cultură de consumerism. Deci trăim în timpurile consumerismului acum. Consumăm mult mai mult decât este necesar. Și sunt statisticile în România. În ajun de Crăciun, românul cumpără de 3 sau de 4 ori mai multe produse alimentare decât este în stare să le mănânce. El le cumpără pentru că doar că este sărbătoare și după aceea sunt aruncate. Pentru că se cultivă stare de spirit de consumerism. Și o să închei discuția de astăzi, în care am făcut o introducere despre importanța sadacharului sau conduitei spirituale de viață pentru avansul spiritual, cu o mică povestire foarte interesantă. Este o povestire din Purane despre Indra, care este regele semizeilor, și Prahlada. Despre Prahlada ați mai auzit aici. Este faimosul devotat care a fost protejat de un avatar mai special, Narasimha, care era semileu, semi-om. Și știm povestea că după ce Narasimha l-a distrus pe tatăl lui Prahlada, care era un mare demon, Hiranyakashipu, el a fost încoronat ca rege. Încoronat. El a fost încoronat ca rege. Deci Prahlada a devenit rege. În fine, haideți să vedem cum vine povestea. Odată Duryodhana, un erou din Mahabharata, un erou negativ din Mahabharata, el s-a apropiat de tatăl său Dhritarashtra, care de asemenea era un erou negativ din Mahabharata, și îl întreabă și spune: uite, spune-mi, te rog, de ce Pandava, care erau rivalii lui, Pandava, mai ales Yudhishthira, regele Yudhishthira, cel mai mare dintre frații Pandava, fratele mai mare al lui Arjuna, de ce, părinte, nu pot înțelege, de ce sunt nevoit întotdeauna să lupt ca un prost pentru a-mi realiza chiar și cea mai mică dorință și totdeauna sufer? Pe când regele Yudhishthira pare că nu face nimic deloc, da? Dar el cu ușurință și atinge realizările tuturor dorințelor sale. Deci Duryodhana depunea eforturi, supra-eforturi, ca să atingă niște lucruri mici, pe când Yudhishthira practic nu făcea nimic. El doar lucrurile veneau de la sine. Deci pietatea, abundența, toate veneau de la sine. Și Duryodhana era foarte frustrat de acest lucru. Și atunci Dhritarashtra, tatăl lui, s-a uitat la el și a spus: o să-ți povestesc o povestire. Și Dhritarashtra îi spune: odată Prahlada Maharaja, care deja după povestirea cu Narasimha, el era rege, odată Prahlada Maharaja, regele Danavașilor, care era regele demonilor, entităților demonice, fără a depune un efort special, a cucerit toate cele 3 lumi și a cucerit planetele superioare care erau guvernate de Indra, regele cerurilor. Și Dhritarashtra povestește că el a făcut acest lucru fără a depune un efort special. El nu a fost nevoit să lupte cu Indra. De ce? Pentru că el, în momentul în care a apărut pe câmpul de bătălie, în jurul lui era o strălucire energetică, un ojas. Iată, noi simțim persoanele puternice. Chiar era o povestire interesantă despre... Și la Prabhupada a avut un discipol care era un boxer profesionist. Și știți, înainte de lupte, când boxerii luptă unii cu alții, iau, cum se numește, deci iau, ei se cântăresc și după aia trebuie să se uită în ochii unui altuia câteva clipe. Și deseori se întâmplă lucruri, ei încep să se bată chiar acolo, deci tot fel de lupte. Dar ei, în acest mod psihologic, încearcă să-l distrugă unul pe altul, din punct de vedere psihologic, de cine are o minte mai puternică. Și atât odată un discipol de-al lui Prabhupada, care a devenit mai târziu un discipol, deci el a venit la
un centru de studii vedice din Statele Unite, la o prelegere, la o lecție a lui Shrila Prabhupada, și s-a gândit, o să-l testez pe gurul ăsta, o să mă uit în ochii lui și o să văd dacă îi dă ochii la o parte, înseamnă că este o persoană psihologic slabă. Și el s-a gândit, dacă e slabă, atunci nu mai am ce căuta aici, pentru că n-am ce să învăț de la ea. Și iată, în timpul lecției, el s-a așezat în primul rând și tot căuta ca privirile lor să se unească cumva, să se întâlnească. Și la un moment dat, deci privirile lor s-au întâlnit, Prabhupada a tras o privire la el, dar era o privire, cum a povestit devotatul mai târziu, că nu era o privire de agresiune, de răutate, era o privire de compasiune, de friendship, cumva, de toate lucrurile bune, care el niciodată nu le-a simțit în privirea unui om. Și el a zis, eu atâta eram decopleșit de emoții, că automat mi-am dat ochii în jos, deci am pierdut lupta cu el. Și atunci am înțeles că este o persoană nu atât puternic din punct de vedere psihologic, cât este puternic din punct de vedere spiritual, din punct de vedere a calităților lui. Și iată, când Prahlada a apărut pe câmpul de luptă, deci în jurul lui era această strălucire, energia aceasta se numește Tejas. Deci o energie strălucitoare, orbitoare. Și Indra, când a văzut, a simțit că persoana asta este super puternică, nici n-are rost să lupte. Și Indra imediat a fugit de pe câmpul de luptă și foarte cumva stresat, el s-a apropiat de gurul său, Brihaspati, de maestrul său spiritual, și a spus, Brihaspati, Guruji, nu înțeleg ce se întâmplă. Deci cum acest demon a câștigat o luptă cu mine, care de obicei lupt până la ultima clipă, dar acum am simțit că trebuie să fug și nu înțeleg. Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat. Ce practică spirituală am făcut el? Ce asceze a făcut el că a acumulat această tejas, această energie spirituală, această energie copleșitoare? Și atunci Brihaspati s-a uitat la el și a spus, păi, du-te singur la Prahlad și întreabă-l direct. Care este sursa puterii tale? Și Indra atunci a acceptat un corp, s-a materializat, a acceptat un corp de brahmana, un corp de preot, a apărut în fața lui Prahlada, a venit la palatul lui Prahlada și a început să-l servească ca un slujitor menial servant, ca un slujitor simplu. Deci a trecut mai mulți ani, se spune. Și Indra tot îl servea pe Prahlada și la un moment dat Prahlada era foarte satisfăcut și într-o zi avea o dispoziție mai bună și i-a spus, o, brahmane, tu timp de mulți ani m-ai servit pe mine, m-ai slujit și eu sunt foarte satisfăcut și aș vrea să satisfac orice dorință ai vrea. Deci dacă ai vreo dorință, te rog să-mi spui. Și Indra atunci, în corp de brahmana, s-a uitat la el și i-a spus, spune-mi, te rog, de unde ai puterea ta spirituală? De unde ai obținut acest tejas, această energie, această forță? Și Prahlada atunci a zâmbit și s-a gândit că, ți-am promis că o să-ți satisfac orice dorință, ți-am promis că o să te ajut, o să-ți dau orice binecuvântare și atunci o să-ți povestesc. Și Prahlada a început să-i spună, simplu, foarte simplu, știu să mă comport corect și întotdeauna mă comport corect. Am o conduită corectă, sadhacara, și datorită acestei conduite invoc o anumită putere. Și noi știm cu toții, deci sunt oamenii care practică o practică spirituală autentică și care au o conduită spirituală autentică. Noi simțim o anumită putere în jurul lor, se simte. Da? Și ei pot să vorbească cuvinte foarte simple, dar ele străpund, ele intră în profunzime, în adâncime. Și sunt oameni care, din punct de vedere a retoricii, din punct de vedere a abilităților lor de un speaker, pot să vorbească foarte, foarte frumos. Dar ele îți gratifică, cuvintele lor îți gratifică puțin mintea, dar se uită foarte rapid. N-au niciun impact asupra sufletului tău, nu te schimbă cu nimic. De ce? Pentru că în spatele cuvintelor nu există această forță care este generată de sadhana și de sadhacara, de practica spirituală și de conduita spirituală. Și Prahlad, prin urmare, i-a spus că totul este foarte simplu, știu să mă comport corect, conform prescripțiilor, scripturilor despre sadhacara și întotdeauna mă comport într-un mod corect. Și avem faimosul verset din Bhagavad Gita în care Krishna de asemenea menționează acest lucru și îl spune, așa stă în vidimustri gea,
Vartă-te ca măcară ta. Nasasi dim avapnutim nasukam naparam gătim. Krishna spune, cel care se leapă de poruncile Scripturilor și acționează după propriile capricii, ignorând orice legi ale conduitei spirituale, nasasi dim, nu atinge sidi, nu atinge perfecțiunea spirituală, nasukam, nu atinge prosperitatea sau fericirea în viață și naparam gătim, nu atinge destinația finală, adică eliberarea din ciclul de naștere și de viață. De ce? Pentru că Kamya acționează doar din pofta lui și ignoră orice conduită, orice prescripție care este descrisă în Scripturile Vedice. Și atunci Indra s-a uitat la el și a spus, bine, în corp de Brahma a spus, atunci eu am o dorință. Poți, te rog, să-mi transferi conduita ta din contul tău karmic, să-mi transferi conduita ta, sadacharul, din contul tău în contul meu. Și Prahlad iarăși a fost foarte uimit și a spus, bine, ți-am promis că o să fac acest lucru. Și a spus, a luat un jurământ, un sankalpa, este un ritual în care se toarnă puțină apă în mâna dreaptă, se incantează o mantră și după aia se stropește. Și așa se acceptă un jurământ. Așa se transferă karma, dacă cineva vrea o să vorbim, n-o să coste mult. Și Prahlad atunci a spus, deci el a luat acest jurământ și a spus, bine, deci conduita mea, sadachara, se transferă din contul meu karmic în contul tău. Și atunci se întâmplă un lucru foarte interesant. După o clipă, deci de îndată ce Prahlad a spus acest lucru, o ființă uriașă care rădea o strălucire orbitoare a apărut din corpul lui Prahlad și a spus, eu sunt conduita corectă, sadachara. Haideți să scriem pe tablă. Deci prima ființă care a apărut din corpul lui Prahlad a fost sadachara. Care înseamnă conduita corectă. Și conduita, personificarea conduitei corecte a spus, eu sunt conduita corectă sadachara lui Prahlad Maharaja și îl părăsesc și intru în corpul acestui brahmana. De îndată ce ființa uriașă, acest sadachara, a părăsit corpul lui Prahlad, o altă creatură radiantă a ieșit din corpul lui Prahlad și a spus, eu sunt virtutea, trăiesc acolo unde este practicată conduita corectă. Prahlad Maharaj a transferat conduita acestui brahmana, prin urmare și eu o voi urma. Deci aici avem al doilea element care este virtutea. De îndată ce virtutea a dispărut, o a treia ființă a apărut din corpul lui Prahlad Maharaj și a spus, eu sunt adevărul, eu sunt sinceritatea, satya. Trăiesc acolo unde trăiește virtutea, nu pot trăi fără virtute, de aceea te părăsesc și plec în inima acestui brahmana. Apoi o altă ființă, iarăși a ieșit din corpul lui Prahlad Maharaja, care a spus, eu sunt punya karma. Există două tipuri de reacții karmice. Una este papa karma, ceea ce înseamnă reacții karmice păcătoase, și punya karma, ceea ce sunt reacții karmice pozitive, adică pietatea. Și ființa respectivă a ieșit și a spus, eu sunt reacțiile pioase ale lui Prahlad și eu ies după satya. Deci eu nu pot să trăiesc fără satya și fără alte calități. Prin urmare, eu părăsesc corpul lui Prahlad și intru în corpul lui Indra. După aceea, după ce a terminat punya karma să vorbească, a ieșit încă o ființă radiantă din corpul lui Prahlad și a spus, eu sunt Tejas. Eu sunt puterea spirituală. Și Tejas de asemenea a spus, eu sunt Tejas, puterea spirituală, trăiesc acolo unde există pietate și devoțiune față de persoana divină. Acum te părăsesc și merg mai departe în corpul acestui brahman. Și credeți că povestirea s-a terminat aici? Nu. A ieșit încă o persoană din corpul lui Prahlad
și a spus: eu sunt Shri Lakshmi. Eu sunt zeița prosperității. Te las. Plec acolo unde este puterea spirituală și devoțiunea față de persoana divină. Și Lakshmi atunci, de asemenea, l-a părăsit pe Prahlada. Și noi avem în Bhagavad Gita, ultimul verset din Bhagavad Gita, în care Krishna spune: Yatra Yogeshwaro Krishna, acolo unde există Yogeshwara, Krishna, stăpânul tuturor puterilor mistice, Yatra Parto Danur Dara, și acolo unde există Arjuna, Arcașul, Tatra Shir Vijayo Butir, acolo va fi cu siguranță opulența, victoria, puterea extraordinară și moralitatea. Ele sunt atributele lui Shri sau lui Lakshmi Devi, zeița prosperității. Și Lakshmi a spus: eu nu pot să supraviețuiesc fără altele, de ce și eu părăsesc corpul lui Prahlada. Și morala acestei povestiri este că virtutea, adevărul, punya karma, tejas, Lakshmi, toate aceste trăsături, toate aceste calități, ele sunt o consecință a sadhacara, conduitei corecte. Așa vine puterea spirituală. Așa avansăm spiritual, așa obținem o imunitate față de modurile naturii materiale, față de influența energiei iluzorii. Și așa noi devenim sadhu, deci nu doar oameni religioși, dar așa devenim oameni spirituali. Pentru că una este să fii om religios, una este să fii om spiritual. Una este să fii o parte a unei industrii comerciale și alta este să practici o yoga adevărată, o yoga profundă, un stil de viață profund. De ce vorbim despre lucrurile profunde acum, cum se ating ele prin sadhacara. Și pe lângă aceasta vreau să mai menționez încă un lucru. Una din calificările unui discipol în tradiția vedică este că un discipol este sadhacari. El știe cum să se comporte corect cu maestrii spirituali, cu devotații egali și cu cei juniori. Și datorită acestui fapt, el invocă binecuvântările altor sadhu și altor oameni spirituali. Asta îi dă lui putere să-și depășească toate obstacolele în viața lui sau în viața ei și să avanseze spiritual. Deci acestea sunt lucruri foarte, foarte importante. Sadhacara joacă un rol foarte important în evoluția spirituală și începând data viitoare la satsanga o să începem să discutăm yama și niyama, acele prescripții imperative și restrictive din tradiția clasică a lui Patanjali Muni și o să vedem care sunt aceste calități, o să vorbim cum pot ele fi cultivate, care sunt rolul lor, iarăși în avansul spiritual. Și vor fi și alte teme care sunt legate, de exemplu, calitățile unui discipol, o să vorbim despre ele și mai multe elemente din acest domeniu. Bun, vă mulțumesc foarte mult dacă aveți ceva întrebări. Constantin, poți să aprinzi lumina, te rog. Da. Vreau eu să dau un exemplu legat de povestea de la început. Am depășit pofta trupească. Eu știam o poveste asemănătoare cu alți spun din India, în care un discipol vine la el și îi zice: eu mi-am înfrunt supărarea sau nervii. Și întâmplarea face că un alt tânăr tot îl invita pe guru la casa tatălui său. Guru nu vrea să meargă. Și zice a doua zi, după ce se întâmplă asta cu discipul, zice: hai să mergem acasă la acel domn. Se duce lângă gazdă, toți în jurul lui, și se duce la urechea tatălui, gazda și cine avea acasă. Zice: ați pregătit toate astea pentru noi, dumneavoastră este un mare sfânt. Și omul era cam ateu și se irită un pic. Mai trece o vreme și zice guru din nou: gazda, zice, dumneavoastră este un mare sfânt. Ei, omul deja la momentul ăsta vibra, deci nu mai putea de nervi. Peste un timp, iar se apucă și zice: dumneavoastră este un mare sfânt. Gazda, în momentul ăla, dă tot de pământ, se ridică, îl ia pe ăsta de urlă la guru și zice că tu ești un șarlatan, tu vii aici, mănânci mâncarea oamenilor cu una și cu alta. Discipolul, văzând asta, cel care și-a înfrânt nervii, se ridică el și ia gazda dăgâci și zice că tu, nenorocitule, tu știi cine e ăsta, că cum îți permiți, tu ar trebui să cazi la picioarele lui. Guru, văzând toate astea, zice: a, deci nu mă vor aici, bine, hai să mergem. Când merg pe drum,
Îi zice ăla, parcă ți-ai depășit nervii, ce ai făcut? Păi da, guru, dar tu n-ai văzut cum te făcea pe tine? Și zice, da, cum mă făcea pe mine, tu de ce ai reacționat? Și așa sfârșită povestea aici la sfârșit, că până unii și între cei mai mari sfinți nu, și, nu-și depășesc vreodată nervii. Da. Mulțumesc. Atunci eu o să am o întrebare, dacă nu mai aveți. Care au fost lucrurile care v-au inspirat cel mai mult și vreți să le luați cu voi acasă? Vedele spun Shravanam Kirtanam, deci ascultăm și repetăm, pentru că din momentul în care acum o să-l repetați, o să-l spuneți, o să memorizați mai bine. Deci haideți să facem acest exercițiu. Deci din discuția de astăzi, ce v-a inspirat mai mult și ce o să duceți cu voi acasă? Ce vreți să practicați din ceea ce am discutat? În afară de strangularea pisicilor și cum ai spus, Carmen? Prima treabă, conduita corectă. Conduita corectă. Deci vrei... Să ducem acasă. Asta, okay. Asta este, mă gândesc că este prima treabă. Deci, poți avea o conduită corectă, poți să înveți mai ușor, poți să citești, poți să mai... Propriu exemplu. Propriu exemplu. Da, Nina? Conform poveștii, dacă ducem sadacharya acasă, o să ducem, de fapt, 6 lucruri, nu doar unul, deci da. Pe toate planurile se... Da. Faptul că nu posedăm nimic, nicio resursă pe care iluzoriu credem că o avem, practic nu avem niciodată control, dar ne amăgim de atâtea ori că avem control, dacă avem atâtea puteri și, de fapt, nu este nimic al nostru și, într-o privită, dacă e nevoie, cineva ne arată, ne dă un semn că nu suntem deloc. Și atunci ne readuce cumva pe calea în care să ne... cumva pe calea spiritualității. Și asta mi-a plăcut cel mai mult. Că de multe ori credem în abundența pe care o avem și, de fapt, da. E puțin iluzorie. Și la fel mă gândeam și cu banii, da? Pentru că suntem în lumea asta materială și este foarte greu să te detașezi de ei și nu știu unde citisem undeva și dacă ai putea să-ți privești contul tău bancar sau tot ce primești, că tu fiind custode al acelor bani, nu sunt ai tăi, tu ești doar un custode și dacă încerci să ai detașarea asta, acel cont poate se va și mări, dar să știi și cumva să aloci și în zone, cum ar fi să servești comunitatea, să servești, adică cauze, să zicem, mai, pentru omenire cumva. Da, acum ne-am întors de la acest festival Sadhu Sangha, în care am avut o ceremonie de nuntă vedică și în cadrul acestei ceremonii se face un sacrificiu, un anumit ritual foarte frumos, când se face un foc sacrificial, se toarnă ghee, un topit și se invocă, se incantează anumite mantre. Una dintre mantrele cruciale care este invocată în timpul acestui sacrificiu sună în modul următor: Idam Krishna, Idam Namama, Idam Achyuta, Idam Namama, ceea ce înseamnă totul îi aparține lui Krishna, divinității, totul îi aparține persoanei infailibile, nimic nu mi-aparține mie. Și asta, de fapt, este esența sacrificiului. Deci noi sacrificăm posesiile noastre, ego-ul nostru, Idam Krishna, Idam Namama. Și în modul acesta noi ne detașăm de lucrurile materiale și nu invocăm karma, pentru că le folosim doar în serviciul persoanei divine, în avantajul avansului spiritual. Ce, da, este un lucru foarte important. Mulțumesc mult, Cătălina. Cele trei tipuri de karma pe care le putem invoca atunci când nu ne comportăm într-un mod adecvat cu superiorii, cu egalii și cu juniorii. Da. Și faptul că acest mod neadecvat este, ce stă la bază este invidia. Da. E un lucru simplu care pare foarte evident, dar de fapt nu e atât de evident. Și e nevoie de mult self-awareness și conștientizare ca să realizăm că noi ne comportăm așa, pur și simplu că invidiem oamenii. Da. Da. Mulțumesc foarte mult, Gabriela. Constantin? Am o întrebare în legătură cu sadacharya. Da. Din câte a spus, foarte multe detalii în legătură cu această conduită corectă și cumva ar trebui să fim atenți la foarte multe lucruri din viața noastră pe care noi le facem într-un fel automat și nu ne dăm seama dacă sunt într-un mod bun sau nu. Și acum începem să cunoaștem aceste lucruri. Care ar fi
cam baza de pornire în Sadhachara, cu ce detalii, care este cel mai important detaliu, de unde plecăm noi, ca să putem să ne transformăm treptat viața? Prima bază a înțelegerii Sadhachara este cunoașterea. Deci trebuie să studiem subiectul și să cultivăm cunoaștere despre subiectul respectiv. Între timp, eu am observat un lucru, că practicanții spirituali care sunt foarte umili într-un mod inteligent, ei chiar dacă nu înțeleg anumite lucruri, încă nu știu regulile de sadhachara, regulile de conduită spirituală, în cercurile spirituale, dar ei sunt foarte umili, atunci ei într-un mod intuitiv, ei simt cum trebuie să se comporte. Pentru că omul care nu este umil, el are o stare de care se descrie, știți, cum sunt mai multe exemple. Este exemplu cu elefantul, sau uneori se spune că este exemplu cu taurul, care intră într-un magazin din ăla chinezesc. De porțelan chinezesc. Știți, elefanții sunt animale mari și ei se întorc, așa sunt mai stângaci, se întorc și strică. Deci ating un raft cu porțelan chinezesc care pică, se strică. Și elefantul încă și spune, au pus aici tot felul de rafturi cu porțelane, se întoarce încă o dată, pum, și aici au pus, dar n-au putut să facă mai mult spațiu. Și atât, noi când venim într-o asemenea stare de spirit în cercuri spirituale, într-o stare de spirit, eu sunt iluminat, eu sunt eliberat, eu cunosc toate, atunci în mod inevitabil tu comiți ofense, tu ofensezi alți oameni spirituali, tu faci prostii în această stare de spirit și atunci lucrurile nu merg bine. Dar chiar dacă omul încă nu știe detaliile respective, nu știe aceste nuanțe, dar el are starea de spirit respectivă, lui foarte ușor o să îi se spună, uite aici nu sta cu spatele, sau aici mănâncă cu mâna dreaptă, sau, și el foarte rapid le învață. Deci e foarte important să avem starea de spirit, de smerenie, deci, care este de fapt starea de discipol, starea unui discipol. Și anume datorită acestei stări, de discipol, stări de spirit a unui discipol, omul învață. Și următoarea întrebare care a răsărit în acest răspuns este foarte bine, dar pentru persoanele care nu au posibilitatea să meargă într-un cerc spiritual sau ce fac ei acasă, adică nu, ok, mă întâlnesc aici, dar după aceea acasă, ce pot să fac acolo cu mine? Oricum, el are o anumită asociere, deci el are, cum să spun, el are sursele lui de informație și atunci se presupune că ghizii lui spirituali sau instructorii lui spirituali sau maeștrii lui spirituali sau ei treptat îl învață sau o învață toate aceste lucruri. Trebuie să înțelegem un principiu. Yena tena prakarena manah krishna nishevayet sarve vidhi nishedaksyur etair eva kinkarat. Este un principiu care l-am auzit de la Srila Prabhupada, care el spunea, este un verset din Veda. Yena tena prakarena manah krishna nishevayet. Printr-o cale sau prin alta, dar la început un maestru spiritual, datoria unui maestru spiritual este să-i concentreze mintea discipolului său asupra elementelor esențiale, cum ar fi, de exemplu, în tradiția de bhakti, elementul esențial în practica de bhakti yoga este concentrarea minții asupra persoanei divine. Yena tena prakarena manah krishna nishevayet, adică meditează asupra lui Krishna, asupra persoana divină. Sarve vidhi nishedaksyur, și ca urmare a acestei practici, toate vidhi și nisheda, toate prescripțiile imperative și negative, toate vor veni. Vor urma. Sarve vidhi nishedaksyur etair eva kinkara. Ele vor urma ca niște servitoare acestui principiu de bază, fundamental. Gândește-te sau concentrează-ți mintea asupra esențialului, meditează asupra persoanei divine. Deci de ce noi la început, deci la centru de studii vedice, noi n-am vorbit niciodată despre reguli și regulamente, deși ele sunt foarte multe, niciodată n-am stresat, n-am accentuat necesitatea de a urma regulile și regulamentele. Noi am vorbit despre lucrurile esențiale. Manah krishna nishevayet, la început meditează asupra persoanei divine, o să obții calificarea. Treptat o să obții calificarea necesară pentru a urma regulile și regulamente care de la sine natural vor veni.
Și atunci când vedeam că oamenii deja natural vor să urmeze reguli și regulamente ca să avanseze mai departe și ei simt necesitatea de a avansa mai departe, atunci maestrul spiritual îi spune, ok, vreți să avansați mai departe, acum haideți să urmăm niște reguli și regulamente care o să vă ajute. Și le povestim oamenilor care sunt aceste reguli și regulamente, adică care este stilul de viață sadhacara care este favorabil pentru avansul spiritual mai departe. Și de aceea oamenii care chiar sunt într-o situație mai retrasă undeva acasă, dar oricum ei sunt conectați cu cineva și acel cineva trebuie să înțeleagă acest principiu. Iena tena prakarena. La început învață-l să urmeze principiile de bază, da? Să cânte mantra, de exemplu, sau să studieze vedele și treptat când va fi gata, o să-i povestești despre reguli și regulamente. Va veni într-un mod natural. Și omul când este gata, el singur începe să întrebe și informația va fi disponibilă lui sau ei. Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. O rundă de aplauze pentru vă mulțumim și vouă care ați fost în public absolut minunat. Și acum o să vă mai țin foarte, foarte puțin să vă, înainte să vă invit la meniul vegetarian ce va urma. Vreau să vă fac atenți în primul rând în partea stânga dumneavoastră și dreapta a mea, unde veți avea bazarul nostru de studii vedice, unde avem de la cunoaștere filozofică la toate uneltele ce sunt necesare iluminării. Și totodată vă aduc aminte că programele noastre, vă așteptăm la programele noastre miercuri, unde studiem Bhagavad Gita de la ora 19 și duminică de la ora 16, cum este și astăzi, unde avem programele publice. Totodată o să vă mai spun că o să, după masă, o să mai ne oprim câțiva dintre noi să mai cântăm și cine dorește să învețe să cânte la